emisiune electorală de promovare. Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedorenii Votează, o emisiune electorală de promovare a candidaților care își doresc să vină în fața dumneavoastră și să-și prezinte proiectele, viziunea pe care o au pentru a dezvolta comunitățile pe care își doresc să le reprezinte în următorii 4 ani. Asta dacă în data de 9 iunie, zi în care vor avea loc alegerile locale, dar și cele europarlamentare, le veți oferi votul de încredere. Mult a fost, puțin mai este, cum se spune, pentru că ne mai despar doar câteva zile de ziua cea mare, zi în care toți hunedorenii sunt așteptați la urnele de vot. Astăzi, alături de mine, este doamna profesor Marta Mate, candidatul UDMR pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Și domnul Domocoș Balaș, candidat pentru UDMR pentru funcția de consilier local al municipiului Deva. Bună ziua, bine ați venit! Mulțumesc frumos, mulțumesc de invitație! Cum spuneam puțin mai devreme, mult a fost, puțin mai este. Iată, ne aflăm în cea de-a 4-a săptămână de campanie electorală. În curând se va încheia. Cum a fost această perioadă pentru dumneavoastră, pentru colegii dumneavoastră din UDMR la nivelul județului Hunedoara? A fost o campanie așa cum ne-am dorit-o, de altfel, alături de cetățeni, deci o campanie în care am avut ocazia să ne întâlnim mult cu toți cei care mizează că locul nostru este în aceste unități administrativ-teritoriale, la conducerea lor. A fost bine din punctul nostru de vedere, sigur că urmărind emisiunile dumneavoastră am constatat că această campanie a avut și alte laturi, dar noi mizăm pe faptul că noi nu avem nicio problemă cu cei care au probleme între ei. Noi știm concret ce anume dorim să facem și știm de asemenea că ne-am pregătit pentru aceste alegeri, astfel încât în 34 de UAT-uri, practic, UDMR-ul în județul Hunedoara are liste pentru consilieri locali. Asta o dată, după aceea avem o listă întreagă pentru Consiliul Județean și, bineînțeles, mi-am asumat această candidatură pentru funcția de președinte. Deci, din punct de vedere organizatoric, spunem că noi suntem pregătiți și nu numai pentru această perioadă de campanie, dar și pentru ceea ce va urma, pentru că avem niște idei bune, avem niște idei pe care, dacă le implementăm, sunt convinsă că va fi benefic pentru toată lumea. În afară de faptul că avem 34 de liste pentru consiliile locale, este foarte important de reținut că UDMR-ul nu are candidați pentru primării. Ca atare, în momentul în care se întâmplă să ajung la președinția Consiliului Județean, imaginați-vă ce înseamnă să ai aceeași deschidere pentru toți cei 69 de primari din județul Hunedoara. Vă luați cumva acest angajament în fața hunedorenilor, că nu veți oricum face diferență, să spunem, n-am nicio altă alternativă de coloratura politică. Nu, deci oricum cred că nu asta contează. Toate cele 69 de unități administrativ-teritoriale au oameni care merită tot sprijinul nostru, deci sub nicio formă nu voi face nicio diferență între ei. De ce ați ales să fiți pe lista de consilieri locali pentru Deva? Cu ce simțiți că puteți să contribuiți pentru acest municipiu, capitala județului Hunedoara, totuși? Fiind la mai multe emisiuni ale noastre, pot să spun că am ajuns într-o etapă a vieții în care cred că pot să-mi asum și mai multe responsabilități, nu numai cea de director. Pe parcursul anilor m-am dezvoltat, cred, pe plan profesional și personal foarte mult. Am făcut și masterat în administrație publică, sunt și expert în achiziții publice și evaluator de proiecte, am învățat și contabilitate, ca să pot să înțeleg de pe toate laturile ideea cum funcționează un consiliu local. Bineînțeles că dacă am decis să mă duc în fața oamenilor, atunci trebuie să știi și ce atribuții, de ce, ce vrei să faci acolo, să vii cu idei, să nu vii cu vise în fața oamenilor și să vii cu niște idei care se pot pune în practică. Cred că sunt capabil să
ajută la dezvoltarea Devei. Și cu siguranță în echipă cu Consiliul Județean lucrurile pot fi realizate. Bine, noi întotdeauna tot ce am făcut și la DGST am făcut cu sprijinul celorlalte instituții, da, mulțumesc. Întotdeauna am avut alături de noi și Consiliul Județean, de noi și Consiliul Județean, și Prefectura, și toate acele instituții care, cu care am putut să realizăm acele proiecte foarte frumoase și fructuoase pentru județul Nedara și pentru Deva. Și până la urmă, atunci când vorbim de tineret, când vorbim de sport, cam aceasta ar fi normalitatea, ca toți factorii să își dea mâna și să lupte pentru a le oferi altceva acestor tineri, pentru că se tot bate moneda pe acest aspect. Pleacă tinerii, ne-au plecat tinerii, suntem din ce în ce mai puțini și din ce în ce mai multe persoane vârstnice au rămas în județul Hunedoara și iată că lucrurile pot fi făcute și altfel. Mai e nevoie doar de viziune și de ambiție, probabil. Exact, exact. Mă gândeam că cel mai benefic pentru municipiul Deva ar fi să atragem investitori. Că dacă atragi investitori, atunci creezi locuri de muncă și dacă creezi locuri de muncă mai bine plătite, nu mai pleacă tinerii noștri în străinătate. Și eu am fost plecat chiar și de două ori. Dar mă gândesc că lucrurile încet, încet se vor schimba spre normalitate. O să avem și noi capacitatea să oferim niște salarii mai decente și atunci nu îi mai văd rostul să mergem să lucrăm pentru alte țări. Până una alta, aceasta este realitatea, trebuie să avem oameni cu viziune, oameni aplecați asupra nevoilor acestor tineri în special și nu numai, pentru că fiecare vârstă, să spunem, are vine cumva cu problemele aferente. Ce vă doriți pentru județul Hunedoara, așa la nivelul macro, să spunem? Foarte multe proiecte, mai ales cu finanțare europeană, dar nu numai, pentru că există și alte surse de finanțare, dar care să meargă în domeniul sănătății, și aici vorbesc de Spitalul Județean, în domeniul educațional. Avem o rețea complexă de unități de învățământ special și poate nu multă lume știe că aceste unități aparțin direct de Consiliul Județean. Este o mare nevoie, din păcate, zic eu, pentru că chiar cunosc situația acestora. Sunt mulți copii care sunt, familiile sunt nevoite să îi înscrie la aceste unități de învățământ și nevoia este peste tot. Unitățile, propriu-zis, funcționează la Simeria Veche, la Hunedoara și în Lupeni, deci cu siguranță că, practic, rețeaua aceasta trebuie diversificată și trebuie găsite alte soluții mai bune pentru ca acele condiții în care acești copii își desfășoară activitatea, o activitate prelungită, să fie de înaltă clasă. Pentru că deja tehnologia este atât de bine dezvoltată încât există foarte multe aparate care probabil ar putea să amelioreze un pic starea lor, care de altfel este destul de gravă. Ați identificat aceste soluții pentru absolut a veni în sprijinul sunt lor? Sunt unități de învățământ care au rămas dezafectate, în care nu se mai întâmplă, de fapt, activitate didactică, chiar și în Valea Jiului. Și una este să ai o astfel de ocazie într-un oraș care nu este chiar în mijlocul Văii Jiului, deci unde trebuie să asiguri și transportul, care de altfel tot de către Consiliul Județean este finanțat. Deci lucrurile se pot face mult mai eficient și important este să găsim aceste, sau să le implementăm, că de găsit soluțiile există și le știm și le vorbim despre ele de la o vreme, dar trebuie efectiv, teoria aceasta a pașilor mărunți, cred că nu mai trebuie atât de mult spusă, în sensul că nu mai avem timp. Deci, da, dacă spunem și acum că pași încet și la un moment dat se va întâmpla ceva, dar se poate întâmpla acum. Deci în momentul în care suntem deja cu aceste idei, în momentul în care știm exact care sunt soluțiile optime și avem sprijinul autorităților locale, de ce să nu facem aceste lucruri acum pentru binele tuturor locuitorilor? Sunt mijloace de transport care chiar au fost finanțate și din sursele pe care UDMR-ul le-a identificat și care deservesc în continuare aceste categorii de elevi care merg la aceste unități de învățământ special. Deci, din acest punct de vedere, o mare atenție către
elevii cu nevoi speciale, o mare atenție către toți elevii. Am vorbit data trecută despre programul pe care aș dori să-l implementez pentru cunoașterea frumuseților și obiectivelor județului, un program care m-am dus puțin mai departe cu gândul că, da, dacă reușim să implementăm acestor copii dragostea de județul natal, atunci cu siguranță că pe viitor, în momentul în care vor pleca, dacă vor pleca, vor avea un dor de casă, pentru că își cunosc casa. Dacă nu știu decât micul meu univers din centrul familiei mele, cu siguranță că nu o să am atâta responsabilitate față de o comunitate, pentru că de fapt noi ce facem? Ne-am asumat aceste responsabilități în ideea că putem să dăm ceva pentru cei care au încredere în noi. Este greu pentru cei care acum sunt la final de parcurs școlar să ia o decizie concretă, dar din păcate în acești mulți ani de democrație nu le-am oferit suficiente argumente pentru care să rămână, pentru că da, în momentul în care vezi că este atât de multă corupție, atât de multe concursuri, de exemplu, pentru ocuparea postului care nu se pot derula fără anumite partipriuri, atunci practic îți pierzi orice șansă și orice nădejde că aici, pe terenul tău natal, poți să te realizezi. Da, din păcate, destul de mulți ani s-au alergat așa după o fata Morgana în ceea ce privește foarte multe lucruri și pe care le-ați amintit dumneavoastră și multe alte probleme care au fost ridicate de destul de multe ori, însă nu s-au găsit soluții și atunci este firesc acești tineri să fie cumva dezamăgiți de ceea ce se întâmplă în prezent. Dar nu trebuie pierdută speranța până la urmă și fiecare dintre noi poate contribui până la urmă și la acea schimbare la care tot facem referire cu toții până la urmă. Mai contează și direcțiile uneori pe care ni le dau chiar și anumite instituții, chiar și anumite persoane publice care au influență asupra tinerilor, o influență destul de mare. Sunt multe lucruri de pus la punct, cum se spune, dar veniți așa cu o echipă puternică, cu o echipă care își dorește să schimbe lucrurile în ceea ce privește parcursul acestui județ și Deva are nevoie cu siguranță de această schimbare din foarte multe puncte de vedere. Cum considerați că ar putea fi făcute poate unele schimbări și în ce direcții credeți dumneavoastră că ar fi poate principalul motor de dezvoltare și mai mare a municipiului Deva? După cum vă spuneam, eu cred că în primul rând atragerea de investitori. Dar ca să atragi investitori, eu știu cum funcționează, el vine și se uită cu cine. Și își face un sondaj. Câți tineri sunt între 20-30, între 30 și 40 de ani și bineînțeles că își deduce dacă are rost să vină să-și deschidă orice afacere în Deva sau nu. Bineînțeles că trebuie să-i oferim și locul unde să-și facă, pentru că în Deva, nu știu, acum să vedem, din câte am înțeles, foarte multe proprietăți sunt private. Când vine un investitor, bineînțeles că îi trebuie multe hectare ca să-și facă o fabrică sau orice. Va trebui să găsim și locul, și cu cine, și ce, cu ce vine, pentru că bineînțeles că acum Marta cred că știe mai bine ca mine, trebuie specializări sau școli făcute pentru diferite categorii de oameni care să știe ce să lucreze și să facă și calitate. Cred că investitorii pe prima poziție în municipiul Deva. Ar mai fi loc și de eficientizarea strângerii deșeurilor. Am avut norocul să vizitez depouri de deșeuri și am văzut, să spun un exemplu, Ljubljana, capitala Sloveniei, 280.000 de locuitori și reciclează 99,3% din deșeuri. Este o performanță extraordinară, sunt niște hale imense, nu se simte miros, nu se vede fum, dar merge procesul de reciclare.
Noi, din păcate, din date statistici oferite de către cei care se ocupă de gestionarea deșeurilor la nivelul județului Hunedoara, cred că suntem undeva la 13-15 maximum la sută în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor, și cam aceeași situație este și la nivel național. Probabil că și în parteneriat cu Consiliul Județean ar putea fi realizate poate unele proiecte care să vină și în sprijinul cetățenilor, dar și a celor care se ocupă, bineînțeles, de gestionarea firmelor care se ocupă de gestionarea acestor deșeuri, pentru că, într-adevăr, este o problemă generală și aceasta. Da, și să nu uităm că, de fapt, toate aceste activități, toate aceste servicii, pentru că și această colectare a deșeurilor este, de fapt, un serviciu adus comunității, generează locuri de muncă. Și lucrul acesta este foarte important. Dacă motivul pentru care în acest moment nu se colectează selectiv aceste deșeuri, pe care noi locuitorii încercăm totuși să le mai punem, mai ales dacă avem la dispoziție aceste tomberoane pe diverse categorii de deșeuri, dacă nu există suficient populație pentru a reuși firma respectivă să realizeze această colectare selectivă, atunci automat soluția aceasta este, și sunt convinsă că vor fi suficienți care își doresc să lucreze în aceste condiții, pentru că până la urmă proiectele care au fost făcute până în acest moment au dus la apariția unor astfel de zone în care condițiile de muncă nu sunt rele. Și atunci, dacă în continuare se vor dota aceste deponeuri ecologice cu tehnologie modernă, și deja și aici tehnologia a fost pe val în ceea ce privește remedierea acestor mici inadvertențe pe care le-au avut instalațiile anterioare, atunci cu siguranță că oamenii își vor dori astfel de locuri de muncă. Deci, practic, orice serviciu care este adus comunității generează locuri de muncă. Noi trebuie să înțelegem acest mecanism, care este extrem de important, pentru că tot noi trebuie să facem ceea ce, practic, ne aduce nouă un plus de bine în viața noastră de zi cu zi. Nouă tuturor, inclusiv a cetățenilor, a instituțiilor și a respectivelor firme, până la urmă, pentru că ar fi o chestiune de win-win de toate părțile, doar că și mai ales trebuie că gestionat foarte bine. Discutăm despre un județ care, din punct de vedere agricol, nu are un potențial extraordinar de mare, nu, terenuri arabile nu prea avem. Sigur că ne pretăm pentru aceste, pentru partea de creștere a animalelor, și iarăși e bine să fim alături de acei fermieri și să deschidem oportunități acelor tineri care se duc, au o predilecție către facultatea de medicină veterinară, și de ce să nu se întoarcă și să își vadă acest destin aici, pe aceste meleaguri care sunt din acest punct de vedere generoase. Și avem și un punct de pornire în județ, pentru că avem un liceu cu agricol, specific agricol, bun, exact, și care de aici practic se pot pune bazele. Da. Și să nu uităm, și agricultura este extrem este de tehnologizată și este și va fi, exact, în este totdeauna, și la ce tehnologie avem acum, nu mai putem vorbi de o agricultură doar cu sapa sau așa în stil rudimentar. Lucrurile pot avansa și chiar pot până la urmă să aibă afaceri foarte bune în acest domeniu. Și am avut și eu ocazia să văd în nordul Italiei cum anume funcționează practic partea aceasta de asociații colective, care mână în mână, într-un cadru relativ restrâns, reușesc să își îmbine activitățile astfel încât să nu se suprapună și să poată să crească împreună. Deci, în momentul în care există o fermă care are aceste produse bio, există și o pensiune care aduce turiști, deci lucrurile trebuie rezolvate la nivel local. Sigur, sunt foarte importanți investitorii, chiar zilele trecute am urmărit un reportaj din județul Alba. Este minunat ce se întâmplă nu departe de noi. Ne-am fi dorit și noi să avem astfel de investitori, dar nu ne putem compara din punct de vedere geografic cu alte județe, și știu că sunt anumite impedimente peste care oricum nu vom putea trece, chiar dacă promitem. Deci lucrurile trebuie gândite la rece, trebuie să avem o perspectivă care să ne permită ca tot ceea ce se realizează să existe o foarte bună colaborare și o transparență, pentru că de fapt aceasta este acel obiectiv important pe care ne-l asumăm.
organizare, foarte bună organizare, o strategie. Consiliul Județean are foarte multe proprietăți în întreg județul și sunt convinsă că, de exemplu, dacă ar exista în fiecare localitate mai importantă centre unde să se deschidă centre de audiență din partea consilierilor, pentru că și consilierii județeni provin din toate zonele județului, atunci, practic, acest serviciu de a fi în sprijinul celor care ne-au ales ar fi mult mai bine realizat. Deci, anumite locații clare în care să existe un program de audiențe în care fiecare cetățean care are o problemă legată de competența Consiliului Județean să poată să vină și să își expună liber aceste neajunsuri, aceste idei, pentru că trebuie să avem și un pic de spirit civic în momentul în care ne dorim să fie bine în apropierea noastră, trebuie să venim și cu idei, pentru că eu personal niciodată n-am fost adepta ideilor pe care să le patentez. Adică chiar dacă am avut o idee și au preluat-o alții, m-am bucurat că s-a realizat și că s-a implementat. Deci același lucru trebuie să-l înțeleagă orice cetățean. Are o idee benefică, vine, o expune, dacă este în limita cadrului legal, dacă este implementabilă, atunci lucrurile acestea trebuie să funcționeze. Practic spuneți că este nevoie de mai multă transparență și de o deschidere mai mare către cetățean. Către cetățean, exact, indiferent că vorbim de Consiliul Județean sau de consiliile locale, trebuie să existe deschiderea aceasta și să fie mai mult ascultați, probabil, și cetățenii. Da, pentru că sunt anumite situații în care, oricum, comunicarea este vitală. Și stau aici și mă gândesc că, vis-a-vis de Consiliul Local al Devei, când s-a pus problema reabilitării școlii Șaguna. A fost un moment extrem de dificil și de sensibil, pentru că, practic, într-o perioadă ca aceasta, deci era chiar sfârșit de an școlar, trebuia să spunem părinților că din septembrie copiii vor fi relocați în alte școli. Deci această colaborare și această comunicare deschisă, argumentată, pentru că acele fonduri nu se puteau pierde, acele fonduri erau foarte importante. Școala respectivă a ajuns chiar una dintre cele mai slab dotate din județ, ca atare nevoia era era comensurabilă, să deci se realizeze, foarte exact. Important să demareze acest proiect, dar sigur că procesul în sine a durat puțin cam mult și atunci, practic, această comunicare trebuie să fie permanentă. O comunicare în care cetățeanul să aibă acel confort că măcar da, știe că mai trebuie să aștepte puțin pentru că argumentele sunt foarte clare. Sigur, în acești 2-3 ani s-au întâmplat foarte multe lucruri, inclusiv partea de pandemie a avut rolul ei destul de neplăcut în toată această discuție, dar cetățeanul este, dacă este un cetățean informat și este un cetățean căreia îi se comunică foarte clar și transparent aceste decizii pe care le iau autoritățile publice locale, înțelege. Și aici trebuie să ajungem la această deschidere totală și la o atitudine absolut respectuoasă față de cetățean, pentru că, în fond și la urma urmei, această administrație publică este un serviciu, e spus în slujba cetățeanului și atunci de ce să nu ne comportăm ca atare? Iar pretențiile oamenilor sunt din ce în ce mai mari, pretenții care până la urmă sunt, cred eu, de bun simț și așa, într-o limită normală, o limită a firescului, doar că atunci când ele nu se întâmplă, cumva această deschidere devine un aspect atipic pentru mulți dintre ei. Aceasta este realitatea zilelor noastre. Important este că în data de 9 iunie, vă reamintesc, zi în care vor avea loc alegerile locale și cele europarlamentare, aveți această putere, stimați telespectatori, să decideți pentru următorii 4 ani și această putere pe care o are fiecare dintre noi, cred că este esențială, măcar odată la 4 ani. Vorbim foarte mult despre alegerile locale, mai puțin despre cele europarlamentare, în schimb, și cred că sunt poate la fel de importante sau poate mai importante? Da, neapărat trebuie să avem și în Uniunea Europeană un cuvânt de spus. Noi avem pe cineva pe care putem cu cine putem să ne mândrim, domnul Iuliu Winkler. Este un om care
a demonstrat în atâția ani de zile, cred că din 2007 este deja în Parlamentul European, că este capabil ca să lupte pentru interesele comunității noastre, dar și pentru interesele țării noastre. Un om care totuși vorbește patru limbi, un om care știe să negocieze când sunt probleme, știe să facă în așa fel încât să obținem cât mai mult pentru județ și pentru țara noastră. Eu îl admir foarte mult. Iar fondurile europene sunt esențiale în dezvoltarea tuturor comunităților, acele comunități care într-adevăr au și depus un minim efort pentru a atrage fonduri europene, pentru a dezvolta comunitatea, bani fără de care multe dintre zonele județului Hunedoara nu ar fi reușit vreodată să realizeze toate aceste lucruri și bani care până la urmă vin și către Consiliul Județean Hunedoara. Așa este, dar aș dori un pic să mai insist pe importanța acestor alegeri europarlamentare, pentru că, vedeți, Europa acum este într-o situație puțin mai specială cu acest conflict care este aproape de noi. Și actuala conducere a Uniunii Europene insistă foarte mult pe fondurile trimise în acest conflict, indiferent știm de partea cui, dar această direcționare a fondurilor către Ucraina o să diminueze sau cel puțin tind să diminueze fondurile care teoretic ar trebui să ajungă în țările membre. Deci, practic, noi nu ne dorim acest lucru. UDMR-ul insistă pe această dorință de a rămâne, cel puțin din punct de vedere valoric, aceste fonduri așa cum au fost ele gândite de la început. Faptul că Uniunea Europeană se implică în acest conflict, practic, nu este problema noastră, pentru că un conflict care nu a fost pornit de la noi trebuie să rămână un conflict al celor care l-au inițiat și celor care sunt în această temă. Sigur că empatizăm cu cei care sunt în aceste situații, dar este foarte important ca aceste sume care vor veni în următorul exercițiu financiar să poată să ajungă integral în comunitățile noastre pe care să le dezvoltăm în mod armonios și pașnic. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni, mai avem 3 minute. Cât de importantă este prezența la vot? Pentru că avem experiența anilor trecuți în care în anumite zone oamenii nu au mai fost atât de interesați să își exercite acest drept și mai apoi, timp de 4 ani, au stat pe margine și au comentat că respectivul lucru nu funcționează cum trebuie, nu este bine așa, poate ar fi fost bine așa, însă nu și-au exprimat opțiunea atunci când au avut această putere. Este foarte important să mergem la vot, este dreptul nostru civic pe care până la urmă, acum 34 de ani, l-am câștigat și l-am câștigat destul de greu. Le spuneam, apropo de lucrurile acestea, celor care, cu care ne-am întâlnit și care vor fi la prima lor alegere, că prima mea alegere a fost, sau prima mea prezență la vot a fost atunci când nu aveam pe buletinul de vot decât un singur partid. Ei au, din punctul acesta de vedere, un foarte mare noroc și, de asemenea, e foarte important să vezi omul care este în spatele acelei sigle, pentru că în momentul în care votezi o ideologie, este foarte bine că ai această ideologie, dar trebuie să vezi dacă este congruent cu profilul și caracterul moral al omului care este spatele acestei sigle. Îi invit la vot pe toți cei care au acest drept și sunt mulți în județul Hunedoara și sunt convinsă că avem puterea de a face lucrurile funcționale și avem toată această dorință de a fi în slujba tuturor cetățenilor din județ. Iată că dumneavoastră deja ați transmis mesajul către hunedoreni. O să vă rog și pe dumneavoastră același lucru, să transmiteți un mesaj hunedoreni. Eu vă rog frumos să alegeți seriozitatea, profesionalismul și în data de 9 iunie să alegeți UDMR. Mulțumesc frumos, că sunt sepă. Vă mulțumesc și eu tare mult pentru prezență și vă doresc mult succes. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!